Ei, în 72 sunt doar niște piese foarte mici, minuscule aș putea să spun, cu care vom monta capota. Ei, deci, fericire pe capul nostru, montăm capota. Haideți să o căutăm. Avem capota. Yes, 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 yes. Nu știu, eu sunt fericit fiindcă... Opa. Sunt fericit pentru că acesta a fost în primele numere și trebuie să ajungem până la 70 și ceva ca să o putem monta. Deci, cam mult, dar asta e. Și întotdeauna trebuie să fie un set de șuruburi care numai nu vrea să iasă din plastic. Bun, avem piesa asta și piesa asta mică, gri, trebuie să o potrivim aproximativ așa, cu un șurub BM. Piesa aceasta se atașează la ea cu un șurub UM. Aoleu, unde este așa ceva? Se cam încurcă un șurub pe celălalt, dar sper să nu fie problemă. Bun, în continuare... Ok, avem nevoie de capotă și de piesele astea, dar avem nevoie și de caroserie. Vom încerca să adăugăm așa piesele astea pe care scrie L și R, 72C. Este L și acesta va veni în partea aceasta, se prinde cu șurub CM. Vom lucra cu multe șuruburi CM acum. Vom strânge oricum puțin mai încolo după ce am reușit să aliniem toată capota cum trebuie și să strângem toate șuruburile. Bun, avem link-urile astea două și vom adăuga aceste două piese mici care țin capota tot cu șurubul CR. Teoretic, aoleu, e greu cu chestia asta aici. Teoretic putem întoarce capota și toată caroseria și să vedem ce am realizat. În momentul de față avem capota și ea e strâmbă într-un hal de numai, pe care desigur o îndreptăm curând. Așa. Sau puțin altfel, nu știu.
și cam așa arată capota deschisă. Nu știu dacă asta e maximul sau nu, dar cam acesta este montajul numărului 72. Haideți să trecem la 73.